De la mii de kilometri distanță, românii stabiliți în Japonia ne-au povestit coșmarul prin care trec. Din cauza replicilor care nu mai contenesc și a alertei nucleare, nu mai au liniște. Aceeași disperare o simt și românii care de două zile nu reușesc să dea de rudele lor din Japonia. Zile suntem sub tensiune. La început a fost cu tremurul, apoi a fost pericolul de tsunami, acum a fost pericolul nuclear. Este înfricoșător. Milioane de oameni și-au văzut moartea cu ochii, apele care au înghițit totul în cale, clădirile care se zguduiau parcă fără încetare, le-a înghețat sufletele. Printre ei au fost și români. Lydia Shimon, atleta care se afla în Japonia pentru un concurs, a simțit cu tremurul într-un hotel. Am încercat să alerg spre ușa, apoi mi-am adus aminte că sunt la etajul 17, am intrat în baie, știind că trebuie să mă bag într-un spațiu mai mic și să mă protejez și îmi spuneam rugăciunile. De când a lovit cu tremurul, românii stabiliți în Japonia sunt în alertă. Nu pot dormi, nici nu se pune problema, nu am putut să mănânc absolut nimic. Nu pot, mi-e frică, sunt cu tremure, replici peste replici. Ce să vă spun? Nu știu, e ceva îngrozitor. Cred că la fiecare oră au mai fost așa mici seisme. În plus, explozia de la una dintre centralele nucleare de la Fukushima i-a împins pe oameni să se gândească la tot ce ar putea fi mai rău. Lumea a cumpărat foarte multă mâncare, toată lumea avea coșul plin și nu mai era pâine deloc pe rafturi. Probabil că lumea s-a așteptat la o explozie. Dezastru de care ne este cel mai frică este centrala nucleară. Și noi suntem foarte aproape de această centrală și ne este foarte teamă. Dar sperăm că totul va fi bine. Același gând îl au și românii care încă nu au reușit să stea de vorbă cu cei dragi. Pe cine aveți acolo? E nepotul meu, sora mea, toată familia lui. Așteptăm. În zona afectată de cutremur? În zona afectată, da. Ocupat. Da, dar tot timpul e un tot de ocupat. Asta se întâmplă când e rețea căzută. Disperarea și panica vor trece abia după ce vor ști că rudele lor sunt din nou în siguranță.